Bună seara! Mă bucur să ne vedem din nou la acest webinar pe care l-am intitulat Povești despre ADHD la adult, experiențe ale persoanelor cu ADHD. Sunt dr. Mihai Zamfir, medic psihiatru și geriatru cu experiență și interes profesional pentru acest subiect, ADHD la adult. Aș vrea să vedem întâi dacă sunt ceva probleme tehnice. Rugămintea dacă puteți să dați comentarii pe un comentariu de feedback pe contul pe care ați intrat, fie de Facebook, Instagram sau de YouTube. Deocamdată nu văd niciun comentariu, să sperăm că totul este ok. Bun. De ce acest al doilea webinar despre ADHD la adult? A fost un prim webinar săptămâna trecută, de fapt acum 2 săptămâni, în care am discutat mai mult despre partea teoretică. Cu alte cuvinte, care sunt simptomele ADHD la adult, cum se stabilește diagnosticul, cum se stabilește în ce constă un protocol de evaluare, cum se începe tratamentul, cum se începe tratamentul, în ce constă tratamentul, ce rezultate aduce. Bun, deci, în principiu, o abordare destul de teoretică. Pare că pagina de Facebook încă nu s-a activat, mai puțin. Da, imediat încerc să rezolv problema pe Facebook. Întârziem un pic. Da, se pare că s-a rezolvat și problema pe Facebook.
Ok. Bună seara din nou. Sper că ne auzim acum și pe Facebook. Cu scuze pentru întârziere. Da. Reiau această introducere. Numele meu este Mihai Zamfir. Sunt medic specialist psihiatrie și geriatrie și mă interesează acest subiect ADHD la adult. Am un interes profesional pentru ADHD la adult și de-a lungul timpului m-am preocupat cum anume se poate mediatiza mai bine acest subiect, astfel încât să fie mai bine cunoscut. Este al doilea webinar pe care îl fac despre ADHD la adult. Primul de acum 2 săptămâni a fost mai degrabă așa cu orientare teoretică, în care am încercat să prezint simptomele de ADHD la adult, procesul de diagnostic, procesul de tratament și am simțit nevoia să fie și o completare în ceea ce privește... Bine, am aici un sprijin tehnic care îmi dă feedback, o să mergem mai departe. Da, deci am simțit nevoia ca pe lângă această abordare oarecum teoretică despre ADHD să fie și o abordare în ceea ce privește partea subiectivă, și anume cum resimte o persoană cu ADHD sau un pacient cu ADHD, depinde din ce punct de vedere privim, personal sau clinic, cum resimte toate aceste dificultăți, toate aceste provocări, dar și diverse avantaje legate de ADHD. Așa, ok. Am intitulat în același timp acest webinar Psihiatria vorbită, sau în fine cu un subtitlu Psihiatria vorbită, pentru că aș vrea să fie o deschidere mai mare față de tulburările mentale și cele mai poate mai simple și tratabile, cum consider că este ADHD sau depresia sau anxietatea, cât și altele mai grave. Dar să există această deschidere din partea oricărei persoane care are o astfel de persoană sau care are o astfel de problemă sau care bănuiește că ar avea o astfel de problemă, pentru a merge la un specialist, fie că el este un psiholog sau un psihoterapeut sau chiar un medic psihiatru, și să încercăm puțin să scăpăm de această stigmă față de tulburările mentale și respectiv față de mersul la psihiatru. Spuneam că încerc să descriu mai multe povești de viață. Povești de viață înseamnă, de fapt, ce au perceput, ce au simțit pacienți de-ai mei de-a lungul timpului, așa cum i-au povestit ei. Nu am pretenția că este experiența lor fidelă, dar o mare parte din ce vă povestesc aici sunt, de fapt, lucruri trăite și aflate direct de la pacienții mei. În primul rând este partea de pe care am descris-o ca fiind cea de dinainte de diagnostic. De fapt, acea etapă destul de lungă în care persoanele cu ADHD au niște dificultăți pe care le observă în viața de zi cu zi, dar nu le conștientizează ca fiind produse generate de ADHD. În cazul meu este vorba de persoane adulte cu ADHD. Acum, ADHD este o tulburare care debutează în copilărie. Vă dați seama că asta înseamnă că acele persoane care au fost diagnosticate sau au ajuns să fie diagnosticate în perioada de adult, de fapt au avut o perioadă lungă din copilărie, din adolescență, în care de fapt s-au confruntat cu astfel de probleme. Pe multe planuri. În primul rând, pe plan educațional, probleme de concentrare la școală, dificultăți în interacțiunile cu, poate cu colegi, din cauza unor simptome pe care le aveau de tip hiperactivitate, impulsivitate,
sau de datorită unor relații mai dificile cu părinții, cu persoanele apropiate. Deci au fost aceste dificultăți. Acum, până la urmă, apare și o întrebare justificată. Bun, cum totuși au reușit să petreacă atâția ani buni de zile, practic toată adolescența cel puțin și o mare parte din copilărie, fără să se observe, de fapt, că e vorba de niște dificultăți produse de o tulburare ADHD. O întrebare foarte bună, destul de probabil că o explicație pentru această situație este lipsa de cunoaștere. Lipsa de cunoaștere suficientă a acestei tulburări. Poate și accesul mai scăzut la serviciile de sănătate mentală. Da, nu știu, ca alternativă încerc să înțeleg că sunt niște probleme de sunet. O să încerc să vorbesc puțin mai tare și să sperăm că se rezolvă toate aceste probleme tehnice. Puteți încerca și eventual și pe celelalte canale, pe Instagram sau pe YouTube. Ok, bun. Deci revenim la problema. Ce, de fapt, ce produce sau ce contribuie la această situație, anume la aceea de acces scăzut la diagnostic sau la începerea procesului de diagnostic și amânarea lui o perioadă lungă de timp până la perioada de adult. Lipsa de cunoaștere suficientă a ceea ce înseamnă ADHD, adică simptomele clasice de inatenție și confundarea lor cu altceva, nu cu niște simptome ca atare. Dacă consideră că avem o cunoaștere suficient de bună în ceea ce înseamnă depresie, în ceea ce înseamnă tristețe și ceea ce înseamnă tristețea de produsă de depresie și cred că nu este o problemă că nu se recunoaște depresia, ci aici poate mai degrabă ar fi problema de mers la un specialist. În ADHD totuși este această problemă de identificare corectă a dificultăților. Ce înseamnă identificare corectă? Păi înseamnă că toate aceste dificultăți care sunt produse de ADHD, de fapt, sunt puse pe seama a altceva. Și aici ajungem la o discuție despre mituri de ADHD, care sunt descrise aceste mituri și le-am întâlnit multe dintre ele din spusele pacienților mei, referindu-ne la perioada copilăriei. Aici ar fi acel mit legat de temperament pentru simptome de tip hiperactivitate. Și anume, acei copii, acei băieți sau poate și acele fete care sunt foarte active sau, de fapt, hiperactive, ca urmare a unor simptome produse de ADHD, aceste simptome, de fapt, sunt interpretate ca niște trăsături de comportament. Acum nu cădem nici în cealaltă extremă să spunem că orice persoană care este mai activă, mai plină de energie, orice copil energic are ADHD. Nu, nu asta înseamnă. Dar în ADHD, de fapt, ca în orice altă tulburare mentală, este vorba de un grup de simptome. Adică, pe lângă această hiperactivitate fizică, dacă apar și niște dificultăți la școală, dacă apar niște probleme de interacțiune cu copiii, cu colegii, cu profesorii, în fine, atunci poate să fie vorba de așa ceva, de ADHD. O altă prejudecată, un alt mit despre ADHD este legat de fetele cu ADHD, mai exact despre acel tip de prezentare ADHD cu simptome de tip predominant inatenție, în care simptomele de tip hiperactivitate sunt destul de atenuate, destul de slabe,
Și atunci, de fapt, aceste fete, aceste fetițe cu ADHD nu atrag atenția celor din jur, nu deranjează. De fapt, sunt prea cuminți, sunt prototipul de copil cu minte care nu deranjează, nu încurcă, nu atrage atenția în mod plăcut, neplăcut profesorului și atunci nu se percepe de fapt că avea o problemă, când de fapt problemele sunt de altă natură. Aici nu sunt de probleme de comportament sau probleme de tip hiperactivitate. Sunt probleme de atenție. Aceste fete au dificultăți destul de mari în a rămâne atente la activitate pe care o fac în mod obișnuit. Țin minte că spun astfel de femei, când ajung femei, când povestesc de perioada copilăriei, spun că erau copii cu minți, stăteau la școală, nu puteau să fie atente, ba se uitau pe geam, se mai uitau la ce se întâmplă afară, la păsărele, desenau, mâzgăleau, se jucau cu eventual simptome minime de hiperactivitate motorie, se jucau cu părul sau în fine cu pixul și cam atât. Devenind mai mari, toate aceste simptome de tip de tip inatenție devin mai deranjante pentru că solicitările cresc. Solicitările profesionale și solicitările educaționale la facultate încep să crească în intensitate și de fapt încep să devină astfel de simptome mult mai pregnante. Deci mitul acesta al fetei cu minți cu ADHD. Un alt mit pe care, și de fapt o altă stigmă legată de ADHD, este aceea legată de intelect. Ca vedeți că aici, de fapt, este un semnal de alarmă sau, în fine, un semn care ar trebui să atragă atenția. Când sunt astfel de dificultăți de lungă durată, care durează nu numai o zi, două, o săptămână, o lună, ci ani de zile în majoritatea cazurilor, și care mai au și niște consecințe negative, atunci astfel de simptome e posibil să sugereze și chiar destul de puternic ADHD la copil, la adolescent și în final la adult. Mitul acesta despre coeficientul de inteligență scăzut, IQ scăzut, apare ca urmare de fapt a unor dificultăți de a face pe perioadă susținută activități intelectuale mai solicitante din punctul de vedere al atenției sau al organizării, al activității simultane cu mai multe taskuri, acele funcții executive. Și apare această stigmatizare că ar fi de fapt o problemă de IQ. Nu, nu este o problemă de IQ. De fapt, mulți dintre pacienții pe care îi văd au un IQ mediu și peste mediu, un dintre ei chiar foarte bun și un IQ mare nu împiedică de fapt să coexiste și ADHD. IQ este legată de capacitatea de a face diverse calcule, de a lua decizii, instrument care evaluează integrativ funcționarea creierului, ori în ADHD nu e vorba de o afectare globală a funcțiilor cerebrale, a funcțiilor mentale, ci doar a atenției, a funcțiilor executive în principal. În rest, calcul și așa mai departe, raționament abstract, acestea nu sunt afectate tipic în ADHD. Deci acesta alt mit legat de IQ. La persoanele, la copii, ulterior la adulții care au alte simptome, cele de tip hiperactivitate, impulsivitate, nerăbdare, aici apar acele catalogări care țin de personalitate. Fie că ar fi vorba de o tulburare de personalitate, ceea ce nu este cazul și de fapt nu este corect, persoanele cu ADHD pot să aibă asociat astfel de tulburări de personalitate, dar ele sunt asociate doar la o parte și nu țin de ADHD, ci țin de altceva. În rest, acele simptome, iritabilitatea, irascibilitatea și uneori chiar și accesele de furie sunt simptome tipice pentru ADHD și de fapt ele răspund destul de bine la tratamentul medicamentos. Adică povestim mai mulți pacienți, inclusiv cu cei
chiar cu accese de furie, că odată ce au început un tratament, mare parte din aceste simptome au dispărut sau în orice caz sunt mult, mult mai rare și mult mai ușor de controlat. O altă problemă pe care o resimt aceste persoane, una mare, este de fapt autoînvinovățirea. Asta am observat-o la mai mulți pacienți și minte că recent o pacientă pe care am diagnosticat-o cu ADHD, în final, când de fapt este pe punctul de a fi diagnosticată, o simptomatologie foarte sugestivă, în finalul discuției, când am adus ca diagnostic ADHD, în discuție, reacția ei a fost, pentru mine, poate una paradoxală. A început să plângă. Și am întrebat-o de ce. De ce plânge? Pentru că diagnosticul de ADHD, în principiu, este un diagnostic pentru o tulburare care se tratează aproape complet la majoritatea pacienților. Este una dintre afecțiunile foarte bine manageriate cu tratament, una dintre tulburările mentale. Și această pacientă mi-a spus că plânge pentru că toată viața ei s-a învinovățit. S-a învinovățit pentru că nu poate să fie concentrată, pentru că nu poate să fie atentă, pentru că nu poate să facă ce își propune și de aici diverse dificultăți în relații, în relațiile profesionale, în relațiile din familie, în relații cu persoane apropiate și o serie de dificultăți pe care și le atribuia ca fiind eșecuri personale. De fapt este vorba sau era vorba doar de o afecțiune, o tulburare, cum sunt multe alte tulburări care pot fi tratate. Deci, vedeți, istoricul acesta personal, pe lângă toată partea de simptomatologie, de ce înseamnă inatenție, disfuncții executive, hiperactivitate, este încărcat cu o mulțime de povești de viață care pot să vină fie datorită stigmei la care sunt supuse de cei din jur persoanele cu ADHD ca urmare a acestor simptome sau uneori chiar și ca urmare a autoînvinovățirii. Lucrurile acestea țin de etapa de dinaintea începerii căutării unui diagnostic. Urmează, așa clasificând oarecum schematic, etapa de căutare a unui diagnostic. Aici era alt lucru care m-a surprins mult, destul de mult, discutând cu majoritatea pacienților, este că timpul în care persoane cu adulte cu ADHD își pun problema, deci nu vorbim dacă să înceapă diagnosticul, își pun problema că ar putea să aibă un diagnostic de ADHD, este de obicei, la pacienții mei cel puțin, de la un an de zile în sus. Un an, doi ani în care fac tot felul de research-uri, căutări pe net, pe YouTube, în fine, pe forumuri, cu privire la ce înseamnă ADHD, cum se manifestă, care sunt simptomele și cum se stabilește diagnosticul de ADHD, în ce constă tratamentul, cât de mult ajută tratamentul. Bun, lucrurile acestea generale. Și durează mult. De ce durează atât de mult? Încă o dată nu am un răspuns ferm la această întrebare, dar cred că o problemă principală este lipsa de înțelegere și de conștientizare, de fapt, a acestei tulburări, comparativ cu alte tulburări care sunt mentale, care sunt bine cunoscute la adult, cum este depresia, anxietatea și cum sunt inclusiv alte tulburări mai severe, schizofrenia, în fine, această tulburare este mai puțin înțeleasă. Un lucru important care mi se pare că trebuie spus de la început, dacă sunt aceste simptome caracteristice de ADHD, adică dificultățile de atenție, și anume atenția susținută pe perioade mai lungi, atenție mai dificilă,
sau distractibilitatea, faptul că o persoană este foarte ușor de perturbat, de distras de ce se întâmplă în jurul ei, sau acele simptome care țin de disfuncție executivă, adică dificultăți de a începe o activitate, a o duce la capăt, a lucra cu mai multe lucruri în paralel, cum se întâmplă, de exemplu, în contabilitate sau în alte activități din acestea organizaționale mai solicitante, sau că e vorba de procrastinare. Aceste simptome sunt destul de sugestive pentru ADHD la adult și ar trebui, în măsura în care sunt pe perioade lungi, în măsura în care au un impact asupra ceea ce numim funcționarea, adică asupra efectorii activităților obișnuite ale persoanei, ar trebui să ridice și această problemă a unui diagnostic de ADHD. Deci încă consider că nu se face suficient, nu se conștientizează suficient, în primul rând între pacienți, dar poate și printre profesioniști, faptul că profesioniștii din sănătate mentală, faptul că astfel de simptome, dacă sunt prelungite și nu se rezolvă în timp, ar trebui să ridice un semnal de alarmă că, sau să atragă atenția că poate fi vorba de ADHD. Mai este o problemă. Acele cazuri complexe de ADHD. Termenul de ADHD complex a fost folosit mai mult la copii și se folosește pentru a descrie acele situații cu ADHD combinat cu altă tulburare mentală, care de fapt este regula. 80% din adulții cu ADHD, 50-60% din copii, au altă tulburare mentală asociată. Anxietate, cea mai frecventă depresie, dar și celelalte tulburări mentale. Tulburare bipolară, adicții, tulburări de personalitate și alte. Tulburare obsesiv-compulsivă, alte tulburări cu debut în perioada copilăriei. Existența unui astfel de diagnostic, că e vorba de depresie, că e vorba de anxietate sau că e vorba de altceva, de tulburare de personalitate sau de adicție, însoțită de probleme, dificultăți de atenție, dificultăți ale funcțiilor executive, organizare, procrastinare și așa mai departe, ar trebui să atragă iarăși atenția că poate fi vorba de ADHD. Sigur, nu orice pacient cu anxietate care are probleme cu atenție sau cu depresie care are probleme cu atenție are și ADHD, dar de fapt statisticile spun că destul de mulți din acești pacienți cu depresie și anxietate și simptome de atenție de fapt au ADHD asociat și atâta timp cât aceste simptome persistă după ce simptomele clasice de depresie și anxietate sunt, sau adicțiile, sunt bine controlate, cu atât mai mult ar trebui să se ridice problema unui diagnostic de ADHD. Ok. Da, deci aceste lucruri, până la urmă aceste situații, aceste fapte complică un pic diagnosticul de ADHD. Totul, până la urmă, pornește de la cunoaștere. Revenind la experiența pacientului în această etapă de căutare, dincolo de dificultățile pe care pacienții, persoanele cu ADHD, le au legat de convingerea că ar putea să aibă ADHD, mai apare și o dificultate cu privire la procesul de diagnostic. Aici, asta ține de tot corpul profesioniștilor din domeniul sănătății mentale. Probabil că este nevoie de mai mulți specialiști sau profesioniști cu o cunoaștere suficientă a acestui domeniu. Iarăși aici aflu de la unii pacienți că au fost la mai multe consulturi în care, din motive justificate sau poate mai puțin justificate,
S-a adus în discuție diagnosticul sau dificultatea de a pune un diagnostic pentru că nu există tratament, pentru că există alte tulburări asociate. Bun, deci tot fel de situații din acestea. Ce să spun? Este un domeniu nou, inclusiv în România, nou însemnând, în fine, de câțiva ani, oricum nou este poate legat de dezvoltarea serviciilor și în alte țări, dar la noi poate mai mult. În timp, sper că lucrurile se vor mai avansa și aici. Ce mi se pare important, că nu și ca și noi profesioniști, și poate sunt și profesioniști care urmăresc acest webinar, să ne documentăm la zi. Există ghiduri, există ghidul Cadra, chiar unul recent, 2020, ultima versiune. Există ghidul NICE cu privire la tratamentul ADHD, ghidul european, cu indicații destul de detaliate cu privire la simptome, cu privire la comorbidități, cu privire la procesul de diagnostic, cu privire la tratament. Aș mai vrea aici să mai atrag atenția și psihoterapeuților. Mai mulți pacienți, nu grosul pacienților, dar mai mulți, și mi se pare semnificativ, pe care am avut, au venit trimiși de psihoterapeuți care au observat în timpul psihoterapiei aceste dificultăți de atenție persistentă, aceste dificultăți de organizare și poate inclusiv simptome de tip hiperactivitate, impulsivitate. Un psihoterapeut are o capacitate mare, cred că mult mai mare, de a observa și are ocazia de a observa, de a sesiza aceste simptome, chiar dacă persoana, pacientul, nu le conștientizează. De multe ori pacienții merg la psihoterapie pentru alte probleme. Probleme care sunt relaționale, în viața de cuplu, profesionale și toate aceste consecințe sau dificultăți care pot să aibă sau să nu aibă legătură directă cu ADHD. Dar în cadrul psihoterapiei discutăm cu o persoană, pe lângă problema pe care el o prezintă sau pentru care vine, de fapt se pot observa și aceste dificultăți importante, susținute de lungă durată, de atenție, de concentrare sau aceste disfuncții executive care pot să aducă în discuție ADHD și atunci un consult ar fi indicat. Da, deci și noi, corpul profesioniștilor, avem de făcut pași înainte. Aici vine vorba și de medici și de psihoterapeuți, numai pe partea de, în ceea ce privește sesizarea acestui diagnostic, și partea de intervenție, pentru că există și intervenții specifice pentru ADHD, iar legat de psihologii clinicieni și aici sunt anumite protocoale care trebuie folosite pentru diagnostic, testele trebuie cunoscute, exersate, dar până la urmă contează să încep de undeva, că toți începem de undeva. Ok, deci spuneam că este această etapă de diagnostic destul de lungă. Unele persoane ajung chiar să renunțe cumva, mergând odată de două ori la diversi profesioniști, și neobținând un răspuns, deși aveau dificultăți destul de sugestive privind diagnosticul de ADHD, la un moment dat amână și eventual mai erau peste un an, doi, când se mai întâmplă ceva care declanșează așa un nou efort interior de a finaliza și de a parcurge acest diagnostic. Etapa aceasta de diagnostic, în final, se finalizează cu evaluare și cu stabilirea sau nu a diagnosticului de ADHD. Acum nu știu exact care este cazuistica celorlalți colegi. La mine, cel puțin, majoritatea persoanelor care au venit pentru evaluare, mare parte din ei chiar aveau ADHD, mai puțin sunt cazurile cu simptome de tip inatenție produse de alte tulburări. Asta înseamnă de fapt că gradul de informare și gradul de cunoaștere atunci când s-a început acest proces, acest demers de realizare de căutarea diagnosticului, informații erau destul de bine documentate.
pentru pacienții mei, cel puțin. Evaluarea nu durează foarte mult. Nu e o evaluare simplă, stabilirea diagnosticului de ADHD, un consult și se stabilește diagnosticul. Sunt de făcut și evaluări psihologice, mai multe teste, un control. Da, în principiu, într-o lună, să spunem, în medie, se poate finaliza tot procesul cu evaluarea completă, cu controlul. Și ajungem la momentul acela al stabilirii diagnosticului, pe care fiecare persoană îl percepe diferit. Unii îl percep ca o ușurare. Ca o ușurare din ce punct de vedere? Ușurare din perspectiva găsirii unei explicații. Găsirii unei explicații pentru acele dificultăți pe care le-au sesizat de-a lungul vieții, cele de atenție, cele de organizare, procrastinarea repetată, începerea unei activități și unui hobby și renunțarea la el după scurt timp, după câteva săptămâni și tot circuitul acesta de început noi hobby-uri sau toate acele probleme de tip hiperactivitate, faptul că o persoană are dificultăți în a menține ritmul adecvat social unei conversații, faptul că apare tendința să întrerupă, să vorbească datorită simptomelor care țin de nerăbdare. Deci găsesc o explicație pentru aceste simptome, o explicație care nu mai ține de o vină a lor, ci ține până la urmă de o tulburare. Că trebuie să acceptăm și că în final este o tulburare ADHD, ca și alte tulburări mentale, cum este depresia, anxietatea, pentru care nu este vinovat persoana care a avut așa ceva. ADHD nu apare pentru că ne comportăm într-un anumit fel sau pentru că, în fine, am făcut ceva în viață, are o componentă genetică foarte mare, cam o jumătate din familiile copiilor cu ADHD au și ADHD, invers, o mare parte din rudele persoanelor cu ADHD pot să aibă un procent semnificativ, pot să aibă cu ADHD, sunt și factori de mediu, dar este cu siguranță și această componentă biologică pe care nu o controlăm noi, nu alegem cum ne naștem, nu alegem ce se întâmplă în mintea noastră, ci ce putem noi să facem este să gestionăm eventuale dificultăți care apar ca urmare a acestor simptome produse de ADHD. Și spuneam că aflarea diagnosticului la unii dintre pacienți ajunge să fie o ușurare. O ușurare pentru că se găsește în final un răspuns. Și se găsește un răspuns numai legat de absența unei vine personale, se găsește un răspuns și legat de dificultatea de a schimba ceva față de ce și-au propus să schimbe, legat de concentrare la muncă, la serviciu, legat de relațiile poate uneori mai tensionate sau mai dificile cu părinții sau cu soția sau poate cu copiii. Da, la alte persoane aflarea diagnosticului este o ușurare numai pentru ei și pentru membrii familiei, pentru că atunci și membrii, când e vorba de o astfel de tulburare, și ea afectează și persoane din jur, inclusiv membrii familiei. Pot să fie sau să fi fost de-a lungul timpului tot felul de situații, dispute legate de achitarea unor obligații de familie, legate poate de simptomele de impulsivitate și, în final, și membrii familiei înțeleg că este vorba de o tulburare care poate fi tratată și nu este vorba de ceva care putea fi ușor de gestionat și care ținea strict de voința acelei persoane. Și am ajuns și la etapa de tratament în prezentarea aceasta
schematică. Aici, iarăși, întorcându-mă la povești ale pacienților mei, mulți au diverse așteptări de la tratament. Majoritatea dintre ei pot să spun că au așteptări mai mici, mai moderate față de efectele tratamentului, oricare ar fi acesta, tratament medicamentos sau diverse intervenții psihologice. Nu se cunoaște nici despre tratament suficient de mult că acest tratament rezolvă aproape complet simptomele de ADHD. În situațiile cu simptome moderate sau severe, tratamentul medicamentos are cele mai bune rezultate și asta conform ghidurilor de tratament, de exemplu conform ghidului CADRA din 2020. În situațiile mai ușoare, intervențiile psihologice pot să fie suficiente. Fiecare persoană își alege. Tratamentul este o opțiune personală. Că e vorba de tratament medicamentos, că e vorba de intervenții psihologice, psihoterapie, coaching, alte intervenții. Fiecare persoană își alege tratamentul. Nu discut aici exact despre ce anume tratament este indicat, dar ce vreau să spun că în mare parte din cazuri, simptomele de ADHD se rezolvă aproape complet. Și asta spun inclusiv, în primul rând, spun pacienții. Întrebam recent o pacientă studentă la drept. A început să un tratament, în cazul ei, tratament medicamentos de câteva luni. Cum ar rezuma situația ei sau ce a simțit înainte de ADHD și respectiv după ADHD. Și ea a descris în felul următor. În primul rând a aflat de acest diagnostic de la o prietenă care și a fost diagnosticată cu ADHD. Avea simptome, în cazul ei erau simptome de inatenție, disfuncții executive și ceva simptome de tip hiperactivitate. Spunea că aveam așa tot timpul un șuvoi de gânduri, un torment, să spunem, de gânduri. Era o muzică continuă în mintea mea, mi-era greu să mă concentrez la învățat și povestind prietena mea cum se simțea și văzând cum a început să se schimbe starea ei după ce a început tratamentul, am început să-mi dau seama, stai un pic, că și eu eram ca ea înainte și toți ceilalți oameni nu sunt neapărat așa cum mă gândesc eu. Pot să fii și în alt fel, mai liniștit, să te poți concentra mai mult. Și atunci și-a pus problema care putea să aibă și ADHD. A făcut procesul de diagnostic, de evaluare, a început tratamentul. Și toate aceste simptome au dispărut aproape majoritate. Spunea că avea ceva așteptări să fie o schimbare, o îmbunătățire a stării ei, dar nu așa de mare. Așa de mare însemnând că, de fapt, acum poate să putea să fie atentă să învețe 2 ore, ceea ce pentru un student este un lucru esențial, că nu mai trebuie să renunțe așa la fiecare zgomot, la fiecare stimul din jurul ei care o perturbă. Bun, deci o schimbare semnificativă și asta se întâmplă la multe persoane, la mulți pacienți. O altă pacientă care lucrează în marketing și care avea pe lângă dificultăți de atenție, avea și simptome de hiperactivitate, impulsivitate, spunea că e mult mai liniștită. A început să se înțeleagă și cu soțul, mult mai bine să aibă certuri sau dispute mult mai rar sau chiar deloc. Am discutat și cu soțul, aici e important să înțeleagă și membrii familiei, soțul, în primul rând soția, partenera, ce ține de ADHD și să înțeleagă că aceste lucruri se vor rezolva și să nu există această învinovățire nejustificată.
observa și el acest lucru. Deci o schimbare importantă. Altă persoană îmi spunea recent, când am întrebat-o un pacient de data aceasta, cum se simte după ce a început tratamentul și la el tot medicamentos. Spunea că e ca un fel de, ca și cum ar consuma alcool, dar fără să se amețească. Părea așa o contradicție în termen, cum adică să iei tratament care e stimulant, e ca și cum ai consuma alcool. Mi-a explicat destul de plastic în felul următor, că în cazul lui, de fapt, el folosea ocazional alcoolul ca să își atenueze acel șuvoi de gânduri foarte mare, care la un moment dat devenea obositor, acea muzică continuă din cap, care ține de fapt de simptome de tip hiperactivitate. Iar tratamentul, practic, îi dădea o liniște, adică putea să fie mai concentrat, nu mai avea o multitudine de gânduri, de gânduri parazite care îl împiedicau să facă ceea ce își propunea să facă în felul acesta. Era ca un consum de alcool, între ghilimele. Aici ajunge și la situația consumului de substanțe, care e destul de frecvent. În statistici ajunge în jur, până la 25% la persoane cu ADHD din diverse motive, ca să-și controleze, să-și gestioneze într-un fel sau altul aceste simptome sau datorită impulsivității, hiperactivității care îi face mai... care face mai dificil controlul consumului de substanțe. În afară de tratamentul medicamentos, să nu uităm și sunt importante și intervențiile psihologice. Începând cu psihoterapia, aici e vorba de diverse intervenții tehnici, metode care țin de principiile psihoterapiei comportamentale sau de coaching pentru ADHD și care acestea în final aduc în discuție un fel de antrenament pentru atenție, pentru memorie, pentru funcțiile executive, organizare. La majoritatea pacienților care aveau deja un tratament eficient, efectuarea acestor metode de tratament non-farmacologic aduce niște beneficii suplimentare, pentru că faptul că se rezolvă niște dificultăți caracteristice ADHD de inatenție, disfuncție executive, hiperactivitate, asta nu duce automat la generarea unor comportamente în diverse sectoare de viață profesională și așa mai departe. Adică dacă au dispărut niște probleme de atenție, acesta este primul pas pentru a putea face ceva în mod susținut, pentru a duce la capăt o activitate, pentru a evita discuțiile în contradictoriu, eventual cu alte persoane, dar nu este singurul lucru tratamentul. Și atunci aceste intervenții psihologice, psihoterapie, coaching, cine are acces, aduce niște beneficii suplimentare. Am avut chiar câteva situații în care eu mi-am considerat niște persoane remarcabile. Colegi psihologi care au ADHD și care au reușit să-și gestioneze singuri o mare parte din simptome folosind aceste intervenții sau, mă rog, aceste principii de psihoterapie cognitiv-comportamentală, dar în final, în fine, pentru simptomele restante au solicitat și un tratament. În alte situații, mai degrabă formele mai ușoare, cu simptome mai ușoare de ADHD, aceste simptome pot să fie suficient de bine gestionate de către metodele non-farmacologice. Ar mai fi aici o discuție și despre beneficiile ADHD. Putem să spunem beneficii, aș spune, între ghilimele, pentru că e vorba de fapt de niște trăsături.
trăsături mentale în ADHD. Unele dintre ele aduc, de fapt, niște dificultăți, altele, de fapt, pot să fie niște avantaje atunci când ele sunt concretizate în direcția pe care și-o propune fiecare. Care sunt aceste avantaje, să spunem, au aceste poate abilități? Păi pot să fie, de exemplu, o creativitate foarte mare sau, de fapt, e vorba de o flexibilitate mai mare, o deschidere la nou mai mare, care este caracteristică una dintre persoanele cu ADHD și ține de ceea ce numim funcții executive. De exemplu, asta se manifestă în mod special pentru lucrurile care captează destul de mult atenția unei persoane pentru ADHD și atunci poate să apară acel simptom sau în fine acea caracteristică, nu neapărat simptom, numită hiperfocusare. Hiperfocusarea sau hiperfocalizarea se referă la capacitatea de a sta foarte mult concentrat pe o activitate care este interesantă. Și povestea un pacient din sectorul IT, un inginer IT, că la un moment dat a avut de realizat un proiect care l-a captat atât de mult încât a investit în proiectul respectiv foarte mult, a ajuns să fie chiar premiat, să ia un premiu reprezentativ în sectorul lui pentru proiectul la care a lucrat, dar în același timp își neglijase și celelalte activități pe care le avea, activitățile de bază. Vă dați seama că aici e, cum să spun, e un echilibru fin. Poți să fii foarte, adică persoane cu ADHD, poți să fii și foarte eficiente, dar în același timp, cum să spun, trebuie alese foarte bine domeniile în care se concentrează, domeniile profesionale. Uneori viața e un pic mai complicată, nu poți să faci numai ce îți propui, mai sunt și tot felul de tascuri repetitive, dar dacă aceste persoane ajung să lucreze într-un mediu profesional care stimulează creativitatea, care încurajează inițiativa și poate mai puțin încărcat de astfel de sarcini repetitive, plictisitoare, boring, ajung de fapt să fie chiar persoane de succes. Da, cam acestea au fost câteva din poveștile de viață ale persoanelor cu ADHD. Așa cum le-am auzit de la pacienții mei, încă o dată am spus că mi s-a părut importantă această a doua parte a webinarului, pentru că consider că, de fapt, este o modalitate prin care cineva care ar putea să aibă ADHD să conștientizeze ce înseamnă ADHD, nu numai identificând niște simptome clare, inatenție, hiperactivitate, impulsivitate și așa mai departe, ci și poate ascultând unele povești ale altor persoane cu ADHD, care au trăit astfel de povești de viață și poate împărtășindu-le mai departe, vor face acest prim pas către diagnostic. O să încerc să răspund și la câteva întrebări. Îmi pare rău pentru problemele tehnice și îmi cer scuze. Înregistrarea în măsura în care voi constata pe diverse canale va avea aceste probleme corectate și o să o distribui mai târziu. Să văd mai departe. Dacă sunt întrebări. Nu
Înregistrarea aceasta a fost făcută și așa in-house, fără foarte mult backup tehnic, așa pe cont propriu, poate și de aici aceste probleme tehnice. Dar în final, cred că important este că s-a transmis informația, sau cel puțin eu sper că s-a transmis. Bun, ce aș vrea să vă mai spun, începând după o pauză de 2 săptămâni, deci practic peste 3 săptămâni, ca să fie așa o perioadă de detașare, de separare între cele două evenimente, cele două care au fost destinate persoanelor care își pun întrebarea dacă au ADHD și următoarele care sunt destinate chiar pacienților, persoanelor cu ADHD. Deci, începând peste 3 săptămâni, tot într-o zi de miercuri, voi mai face de data aceasta o serie de webinarii în număr de 5-6 adresate persoanelor cu ADHD. Webinarii care să descrie mai mult diverse aspecte despre ADHD, simptomatologia mai detaliat, problema tratamentului, metode de tratament, comorbiditățile sau acel ADHD complex. Un alt subiect care a fost adus în discuție în mai multe comentarii, ADHD și adicțiile. Mai am un tema la care m-am gândit, adaptările la locul de muncă și mediul educațional, acele accommodations. Și la fel să fie o întâlnire odată la o săptămână, două, miercurea seara. Și sper să fie informații utile pentru persoane cu ADHD ca să-și gestioneze mai bine tot ceea ce înseamnă de ADHD sau tot ce este produs de ADHD. Majoritatea testelor, un comentariu. Majoritatea testelor psihologice pot fi aplicate începând cu 5 sau 6 ani. Uneori simptome pot fi prezente încă foarte devreme. Da, persoanele cu ADHD fiind bebeluși chiar sunt descriși ca și agitați. Da. Da, de fapt, până la urmă, toate aceste situații în care ADHD se diagnostichează la vârsta de adult, înseamnă de fapt niște situații sau niște cazuri de ADHD care nu a fost diagnosticat în copilărie. Și de fapt mesajul ar trebui să fie la fel de important și pentru părinții copiilor sau adolescenților, că astfel de dificultăți de atenție, de concentrare sau de organizare, cei care sunt adolescenții care sunt foarte așa organizați, sunt dezorganizați sau cu dezorganizați cu simptome de tip dezorganizare, așa un dute vino, că ar putea să fie vorba de ADHD și nu de altceva, crize ale adolescenței și altele. Ok, mai văd niște comentarii. Ok. Celelalte comentarii deocamdată nu reușesc să le observ, dar o să răspund fiecare dintre ele direct pe pagina de Facebook sau pe unde a fost postări, dacă au fost comentarii pe Instagram sau pe YouTube. Vă mulțumesc pentru participare și pentru cei dintre dumneavoastră care vreți să aflați mai care aveți fie dumneavoastră ADHD la adult sau aveți în familie pe cineva cu un astfel de diagnostic, vă invit la următoarea serie de webinarii care va începe miercuri peste 3 săptămâni. O seară bună!
La revedere!